ceva internațional a persoanelor vârstnice? Ce le-ați pregătit locuitorilor din Busuchin? Ei bine, pe lângă masa festivă, care și tradițională, iată, avem aici un felul de preoți, sunt toți preoții din comuna noastră împreună cu decanul de vârste și pe lângă slujba care va face, sper că acești oameni care ei se văd poate din an în an, pentru că statele sunt așa răsfirate și aruncate, să facă o horă, să mai discute între ei, să simtă bine. Cred că, nu știu cât contează mâncarea sau ce le pui pe masă, contează gestul, faptul că îi respectăm în fiecare an, de când s-a hotărât cu această zi a vârstnicilor, pentru că știți bine că în România, dacă faci o cheltuială și nu este prevăzută de lege, se impută și vin curtea de conturi și după aceea mai este și un mic dosar sau știu ce se întâmplă. Pentru ei să mai întâlnesc, socializează, poate sunt oameni locuitori din Busuchin care nu s-au văzut de 10 ani. Ei, da, bine, nu putem să spunem că de 10 ani, pentru că noi în fiecare an am făcut această zi, ei am spus, cred că de la an la an, și este un mare lucru pentru ei, vorba de socializare, așa cum spune și dumneavoastră, și vorba, până la urmă, de respectul autorității față de acești oameni. Câte persoane așteptați astăzi? Păi, așa cum am spus, în această sală sunt 400 de locuri. Gândiți-vă că mai am înțeles că mai sunt două microbuze de venit cu ei, așa că sigur și garantat că se va umple. Ce părere aveți de manifestarea pusă la cale de autoritățile locale? Ziua internațională a vârstnicilor. Fiecare dată, în fiecare an, de câțiva ani buni, de când e domnul primar, este o tradiție la noi în comună să facă această zi la începutul lunii octombrie. Este un respect care se acordă tuturor părinților noștri, de la mic la mare, și pensionari și nepensionari, guvernici în general. Deci o părere deosebită, frumoasă și bună. Oamenii sunt ocupați cu munca, poate nu prea au mult timp să se distreze, să se întâlnească, să mai discute. Tocmai din aceste motive, pentru că fiind viața la țară, viața la țară presupune și eforturi și muncă necontenită, și din aceste motive s-a hotărât de comun acord ca să se găsească o zi, să poată să se întâlnească și să-și mai depene anumite amintiri din copilărie sau din tinerețe. Așa, după cum se vede, părerea mea este foarte, foarte bună și cred că ne spune și ceea ce se vede în sală. Microbuzele au venit organizate din teren pe fiecare sat în parte, totul a fost ok, adică a fost ca ceasul elvețian, să zicem. Altceva, ce să vă spunem, ți-ar interesa mai mult, să vă spunem noi mai mult. Dacă mai întâlniți, mai discutați, e bine venită întâlnirea. Este, aș putea să-i zic, o întâlnire de nota 10, pentru că odată pe an, pensionarii Comunei Busuchin, care au lucrat, poate o parte din ei împreună, alții prieteni și așa, se întâlnesc odată pe an și mai depănează și ei amintirile. Cred că e un eveniment deosebit și de o importanță deosebită, aș putea eu să zic, pentru toți pensionarii care sunt prezenți aici în sală. Acțiunea organizată de autoritățile locale, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Am o părere bună, dar mă trebuie să nu fie cina de taină, că primarul nostru pleacă. Ne dă cina și ne părăsește. Ce parlamentar, dar noi vrem aici. Ce părere aveți? Vă mai întâlniți, mai discutați cu oamenii da, pe da, care da, le-ați da. Da, asta e scopul. Să ne mai întâlnim, ne mai vedem, care mai suntem, care noi suntem. Și asta. Rest în timpul anului nu prea aveți timpul. Dar odată pe an n-a lipsit niciodată nu, să nu fac. La mulți ani! E un efort și asta. Ce părere aveți de acțiunea organizată de autoritățile locale? Să știți că avem o părere foarte bună. Avem un primar în comună care el a făcut de toate și face mereu. Un om bătrân sau un copil, dacă se duce la el în primărie, se scoală după scaun și îl dă dânsul. E un om de milioane. Toată lumea o ajută, te duci la el, ai o întrebare, el spune ce să face. Avem un primar foarte bun, comuna e frumoasă,
Este și bun gospodar, a asfaltat drumurile. A asfaltat drumurile la Poienița, la Busuchi, la Poiana, la Cioroc, peste tot. A făcut creșe de copii, așa, a făcut grădinițe, a făcut de toate și face mereu. Mi se pare ceva frumos, da, pentru... Mai întâlniți cu locuitorii pe care nu i-ați mai văzut de mult? Am mai văzut de mult, ne întâlnim cu ei, colegi care au mai fost și în școală și astea. Fiecare an mai vin. Să poate, dar numai dacă nu sunt bolnav, nu prea. Multă sănătate, la mulți ani! Mulțumim, la fel, la mulți ani să trăiți. Am o pasiune foarte frumoasă și foarte bună. Și îi mulțumesc domnului primar că ține acest eveniment în fiecare an. Și îi mulțumesc foarte mult. Și nu ține contul că vine unul, că e pensionar, că nu-i pensionar. Vine și își face treaba aici și mănâncă și nu ce. Am o impresie foarte bună, foarte bună de domnul primar. Și vă mulțumesc, îi mulțumesc din suflet că ne ține și pe noi pe pământul ăsta. Eu sunt pensionară din Petroșani și am venit acasă din 2000 și am 16 ani de când sunt la țară. Acum mă întâlnesc cu cei care nu i-am văzut de mult. Și cu săterii mei, cu o zmăritată în altă parte, sunt peste deal în partea la cealaltă și ne luăm în brață și ne pupăm și avem o impresie foarte bună. Acțiunea organizată astăzi de autoritățile locale, cum vi se pare? Domnul primar al comunii, el a organizat în fiecare an, ne face surpriza asta. Fiecare an participați? Da, da. Și cel mai bun, altul nu ne mai trebuie, ăsta noi l-am votat și îl ținem în continuare. Ce părere aveți de acțiunea organizată astăzi? Cum vi se pare? Îmi pare bine și să ne întâlnim sănătoși, ne pare bine de primar, nu știu. Parcă aud că ar vrea să plece între noi la București, dar ne pare rău că plece. Candidează la alegerile parlamentare pentru funcția de deputat. Da, da, da. Ne pare rău foarte mult că ce a făcut el nu fac alții. Nu cred, nu cred. Sunteți mulțumit de ce s-a făcut în comună? Până la Dumnezeu am zis că să fie țărnă ușoară și pe lumea lantă, că ce a făcut el nu face alții. El 5-lea mandat, că cred că știți. Dar mi-a spus și acum la ultima votare, domnul Ciocea, nu vă frie frică că nu veți decade, că nu e ăștia copii de ăștia care a încercat, nu e, că nu sunt în stare poate de familia lor, dar de... Și așa că suntem mulțumiți până la Dumnezeu. Vă mulțumim de informații și continuați. Pentru domnul primar, nu-l uităm niciodată. A fost cel mai bun, ne-a ajutat cel mai bine, avem ceea ce ne trebuie în comuna Bustuchini și nu lăsăm să-l plece. Sunt Măgureanu Constantin, îl iubesc în toată inima. Foarte frumos, în toți anii ni s-a făcut așa ceva. Organizat foarte frumos, toată lumea vine, e chemată, avem un primar bun, ce să facem acolo? Veniți și noi. Fiecare an veniți la Ziua Vârstnicilor. Poftim? Fiecare an veniți la Ziua Vârstnicilor. Fiecare an am venit. Numai dacă s-a întâmplat ceva, să avem ceva acasă de n-am putut, ne-a reținut, dar așa venim întotdeauna. De ce să nu venim? Că e o distracție. Nu e că venim după masă, mâncăm sau că mai avem și noi destul de acasă. Mâncare aveți și noastră acasă, dar aici vă mai distrați, socializați? Te distrăm, auzim și noi o muzică, uite acasă, auzim, avem televizoare, dar în orice caz, nu e ca să stai de vorbă cu om cu om, să mai schimbi o vorbă, să mai faci. Că tot posibilul pentru a ajunge invitația la fiecare. Am spus și în cazul în care ești tertat, te rog să... Trebuie să faci cineva și să ajungă invitația. Acum, știți cum e. Întotdeauna încerci să faci bine, alteori când muncești mai și greșești, dar este important că intenția noastră, autorității locale, primar, Consiliul Local, iar că de când legea ne-a permis și de când la nivel european, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, s-a statuat prin lege ca ziua de 1 octombrie să fie ziua internațională a persoanelor vârstnice. De ce nu am făcut pe 1? Pentru că sala a fost ocupată. Știți bine că noi avem această sală ocupată pentru 2-3 ani de aici înainte. Suntem prin 2018 unde primim cereri și sunt iacătă închiriată. E închiriată această sală. Dar știți cum este.
Această zi, însuși prin ordinul prefectului și prin lege, ne permite ca într-un termen de 10-12 zile să fie în fiecare localitate ținută. Acolo, bineînțeles, dumne, autoritatea reușește să strângă oamenii și de ce nu, dacă reușește să găsească banii necesari, fondurile necesare pentru a face asemenea zi. Eu sunt bucuros că nu am pus problema banilor și nu voi pune. Nu sunt atât de mulți bani în Bustuchin, cum vorbesc toți. Pe unde mergi, că la Bustuchin sunt sonde și avem bani. Nu e așa. Ați văzut, se postează și pe Facebook și pe unde se postează. Noi luăm de la petrol 36.000 de ron din taxe și impozite pe clădiri și terenuri. Ia câte 360 de milioane în bani vechi. Deci nu sunt atâția bani așa cum ne critică alții. E normal, ați văzut, ne critică că facem zilele comunei, ne critică că facem ziua vârnicilor. Dar eu Ciocea, am spus-o și vă repet, atâta timp cât voi conduce și voi fi în fruntea acestei comunități, vreau ca să-mi țin obiceiul și să găsesc fondurile necesare să vă văd cel puțin o dată pe an pe toți, pe majoritatea și de ce nu, mă simt mândru că pot să vă reunesc, să vă mai vedeți și dumneavoastră, să vă mai întâlniți, să vă mai povestiți, pentru că sunteți mulți care poate la un an vă vedeți. Pentru că comuna este aruncată așa de departe, este cu 8 sate și 2 cătune. Știm bine zona de relief și îndepărtarea satelor de centru comune și între sate. Dar, până la urmă, asta este. Ai vrut Ciocea primar, zbată-te, luptă-te și nu te plânge. Cred că lucrul acesta l-am făcut și suntem de mine și vă mulțumesc că, așa cum spuneam, când vezi atâta lume lângă tine, când faci o acțiune, nu înseamnă dușmănie și nu înseamnă că lumea nu te vrea. Și din contră, sunteți apropiați de mine, prezența dumneavoastră îmi dovedește că munca mea de 20 de ani și anul acesta, 2016, este o dovadă de respect. Vă mulțumesc! La Dumnezeu să fim sănătoși și să avem poftă să mâncăm aceste bucate pe care salariații primăriei, cei de la școală, bucătar și toți oamenii care sunt au muncit umăr la umăr, atât în amenajarea sării cât și a pregătit bucatele, ca astăzi noi împreună să ne simțim bine. Le mulțumim! Ia că aici avem numărul mare de preoți, împreună cu preotul cel mai în vârstă cu preotul nostru, Vâciu. Părinte, îți mulțumesc și vă mulțumesc. Le mulțumim, iată, de oamenii noștri. Uitați-vă că pe unde mergem totuși, ați văzut că pe presă, punem, la unde mergem, la televizor, la radio. Ei, alte ori suntem lăudați, de multe ori criticați. Asta cred că este, asta e presa și ăsta e rolul presei. Dar putem să fim mândri că din Bustuchin, de undeva departe, cum se spune, acolo undeva la granița cu Vâlcea și este destul de departe de orașul și municipiul Târgu Jiu, avem pe maestrul nostru, marele om, specialist, artist, ce vrem să-i spunem, Nicu Fănică, Fănica nostru, scuză-mă. Iacă-te. Avem și cel mai tânăr pe care Fănică l-a luat după el. Nicu. Mai avem încă un tânăr mai mic, Șoșoi, crescut în Bustuchin. Toți au crescut, dar iar că s-au crescut unul pe altul. Felicitări, copile, bravo! Ați văzut și o să vedeți în această zi pe care o sărbătorim împreună până cât puteți să stați dumneavoastră. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Și am vrut să avem în acest an o formație în mare măsură cu oameni plecați din Bustuchin, care ajung mari artiști și mari instrumentiști. Acești oameni, știți cum vreți să le menținem obiceiul, că este nevoie de asemenea obicei. Vă opresc aici și o să dau microfonul preoților noștri, pentru că e nevoie să-i ascultăm. Ați văzut că de multe ori
că unii face să gândească când după slujbă sunt mai gânditori și poate ușor, ușor. Mai avem și printre noi elemente care de multe ori ne creează de cazuri sau alte ori zic deasupra mea nu e nimeni. Haideți să-i ascultăm pe părinții noștri preoți și o să ascultăm fiecare și înțelegem fiecare ceea ce vrem. Dar ar trebui să înțelegem ce e normal. Dumnezeu nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Haideți cu toții! Tatăl nostru care ești în cerul, ținează-se de numele tău, vine părăția ta, poate-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Tata este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Amin, miluiește. Pentru pace însuși, pentru mântuirea sfetelor noastre, pentru pacea toată lumea, bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfânta noastră Biserică, pentru satul acesta, comuna aceasta, pentru toate satele și orașele, și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru înalpreasfințitul Părintele nostru, Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari satelor și orașelor, pentru poporul român drept, credincios, de pretutindeni și armata țării, cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește să trăim, să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și fericire la mulți ani. Iubiți vârstnici, iată astăzi moment deosebit, de mare bucurie, organizat din suflet de către domnul primar, care este fiul satului nostru, fiul comunei noastre, alături de Consiliul Local, ca de fiecare dată s-a gândit ca și anul acesta să vă facă această bucurie pe care vedeți că de ani de zile, dumnealui, împreună cu Consiliul Local, au această grijă să poarte atenție vârstnicilor, părinților noștri, pentru că dumneavoastră sunteți părinții noștri. Și dacă nu avem rădăcini, înseamnă că tulpina este spre dispariție. Deci mulți îmi zic, Fănică, Ștefan Popescu, un zic la televiziune, am plecat primul de aici, am învățat fluierul cu curcile, copilul lui Marin și al lui Maria, mama de la Poiana și tata de la Nămete. Am fost primul care am fost în străinătate de pe timpul lui Ceaușescu și primul care am apărut la televiziune. Am făcut, Nicolae, numai puțin, am făcut cei mai mulți fluierași și naiști, printre care am aici un nepot, Daniel Șoșoi, este profesor de muzică în comună, și cântă la nunți cu Naio și este și în ansamblul Maria Lătărețu, unde eu am
depus efortul mare să fie acest ansamblu. Mulțumesc mult domnului primar pentru că m-a făcut cetățean de onoare împreună cu Consiliul, normal Consiliul Local, s-a înființat un mare festival aici, Festivalul Justina Bălățeanu. Și pentru aceasta îi mulțumesc mult pentru că a fost primul care a înființat acest festival pe Valea Amaradiei. Județul a fost în multe comune și în țară și în străinătate. După părerea mea, este cel mai bun gospodar domnul primar.